Pentru trup. În această seară l-am chemat pe omul care înțeleg că cu care vrei să te apuci serios de treabă. Da. Este coach, nu? Amândoi suntem influencers. Am înțeles. Antrenor personal, antrenor de antrenori. Florin Cujbă, bună seara! Hey. Trebuie să trecem la treabă, Denis. Ce faci? Salut, Florin! Salut. Florin a scos o carte chiar ieri, se numește metoda Eleven. Ce înseamnă metoda Eleven? Pe care înțeleg că Denis vrea să o aplice. Și voi fi prima ca femeie, că până acum a aplicat-o la bărbați. Pe bărbați. Da. Metoda Eleven este de fapt din titlu 11 săptămâni de antrenamente și alimentație sănătoasă. 11 săptămâni. 11. Ok. Și cu siguranță nu vinde nu știu ce rezultate rapide, ci dacă o încerci 100% garantează rezultate că vei fi mult mai bine. Sunt exerciții o grămadă, peste 100 de exerciții de ars grăsimea, dar exerciții pentru fiecare din cele 11 săptămâni, fiecare zi din cele 11 săptămâni. Am gândit-o așa, am făcut-o în 3 etape. Ai o perioadă de 2-3 săptămâni la început, când trebuie să-ți pregătești organismul, articulațiile, se numește mai degrabă o adaptare anatomică a organismului la efort. Și bine că eu am probleme cu articulațiile. Păi, o luăm ușor. Așa. Hai să vedem ce am putea să lucrăm cu Denis. Ai zis că e foarte important. În primul rând, e foarte importantă voința. În al doilea rând, e foarte important vârsta. Indiferent, acum dacă vorbim și de vârstă, eu zic că indiferent de vârstă, trebuie să plecăm totuși de la nivelul la care se află în acel moment. Și ea nu este o începătoare. Și ea nu este o începătoare. Dar... Ok, hai să vedem ce îi dăm de lucru lui Denis. Cam cum am începe. Să zicem că e în prima etapă unde trebuie să pregătim organismul pentru efort. Unul din exerciții, poate chiar cel mai ușor, dar foarte solicitant, ar fi activarea trunchiului. Spre exemplu, un simplu balans pe minge pare ușor, dar... Au. Este foarte... Și cam cât ar trebui să stea Denis așa? În general, pentru a activa între 15 și 25 de secunde pe fiecare parte. Dacă vrei să faci dificultate, începi să... Să balansezi mai mult? Da. Stai, mă prins dacă îmi pierd echilibru. Ok. Vrei să faci asta, Denis? Puteți să stau așa. Într-un picior. Într-un picior și... Ok, acum ca să aduci un plus de dificultate, du piciorul de sprijin mai în față. Așa. Ok, ok. Hop, hop. Okay. Și pare încă simplu, un plus, dar nu este. Ridică mai sus, hop, hop, hop. Să știi că e un fel de yoga. Bine vorba, nu e. Da. Sunt exerciții de activare și de pregătire a organismului pentru un efort susținut. Deci asta faci cam în primele sesiuni, după care, când ajungem să activăm musculatura din jurul articulațiilor, avem o nouă etapă în care... Hai să ne ridicăm, Denis. În care am gândit în felul următor. Repetări foarte multe în funcție de exercițiu pentru a deprinde mișcarea corectă. Că, bineînțeles, dacă nu deprinzi o mișcare corectă, nu poți performa. Da. Și atunci, un alt exercițiu interesant ar fi pe 4 puncte și să încerci să, după ce câștigăm în primele zile echilibru aici, să mișcăm, adică aducem un plus de dificultate. Dar, cum am zis, în primele zile fiind mai mult echilibru, în primele zile deprindem mișcarea de a menține și după care, în etapa a doua, începem să aducem progres. Ai putea să faci asta acum aici, Denis, sau e poate orice, Denis? Să încercăm. Dar pot orice. Vezi, uite, asta îmi place. Crezi în mine. Dar am probleme cu genunchii și mi-e greu să ne punem pe genunchi. Fii atentă. Plecăm de aici. Hai, dacă am probleme cu genunchii. În spate și mă așez ușor. Ok. Ok. Și de aici ar trebui să vii ușor pe 4 puncte. Exact. Ce ai de făcut? Se lucrează ușor cu Denis? Cu siguranță. Nu mi se pare un client că poți. Întinde un picior și menține. După care aici. Capul în prelungirea coloanei. Și palma orientată către urechi. Și abdomenul și fețierul și toate. Și aici, bineînțeles, dacă aducem și o minge și stă, înseamnă că e bine. Ok. Ok. Aproape. Și următoarea etapă ar fi să apropii genunchiul de cot și să împingi și expiri. Inspirație. Foarte bine. De ajuns. De ajuns că... Mamă, dar poți să faci un DVD cu ea. Da. E... Foarte bine. E arătat. Bunii poate, a? Câteva secunde i-a arătat și deja le face hipercorect. Hai să trecem la următorul nivel. Ar mai fi niște etape tot de minge, de aici, din poziția asta, dacă reușești să ajungi aici și să ții echilibru din partea dorsală. Mă așez? Da. Rulez? Te rog, mai întâi te așezi. Așa. Ridici un picior. Au, pe un picior. Și ușor, alunec, 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 alunec. Stop. Okay. Și aici ce faci? Aici doar stai. Ca avionul? Da, ridică piciorul mai sus. Dacă e cineva care are impresia că tinerețea asta fără bătrânețe se obține așa de la mama natură, e bine, uitați-vă, vă rog frumos, acum la Denis Iacobescu. Este chiar foarte bine, adică îmi dă încredere că putem trece la altă etapă. Întrebarea este următoarea. În 11 săptămâni, cât ține metoda asta din carte, din metoda Eleven, îți poți schimba metabolismul? Că asta spune, da, mă, domnule, da, eu mă duc la sală, dar eu orice mănânc mă îngraș. Noi avem, în principiu, stimulăm două metabolisme, catabolism, anabolism, adică de creștere a masei musculare sau de slăbire. În funcție de ce scop ai, îl stimulezi în primele 3 săptămâni. Nu există. Deci în 3 săptămâni îți poți schimba metabolismul. Da, atâta timp cât aduce alimentația specifică scopului, de acolo pornește tot. Și exerciții, bineînțeles. Cine de jos mai ușor burta, fetele sau băieții? Depinde. Depinde. Nu cred că există... Băieții care beau bere și vin, aia dau cel mai greu, clar. Nu intrăm în zona de alcool, că indiferent ce faci, dacă bei alcool, e clar că nu te ajută. Ai stricat tot. Da, da. Aș spune că la fel de ușor... se poate vorbi despre ambele sexe. Poți să dau jos și să tonifiez în același timp. Ce vrei să faci cu tine? Asta e întrebarea. Da. Burtica, pentru că odată cu instalarea menopauzei se așează de la imbalansul... Cum facem asta, Florin? Hormonal, și vreau să tonifiez, că știi că începem să... În primul rând aș regla niște aspecte din viața privată. Eu merg foarte mult în viața privată și aici mă refer la odihnă. Eu n-aș intra în viața ei privată, bine, totuși. Vorbim despre aspecte ce țin strict de scopul nostru. Și aici, de multe ori, ne observăm că ne gândim a merge la somn undeva la 11-12 noaptea, ceea ce, odată cu menopauza, lucrurile nu mai stau la fel ca înainte. Și atunci trebuie să schimbăm acolo, să avem în momentul trezirii, cu o oră mai devreme, să ne trezim și să încercăm ori un power walk, ori o meditație, că activează organismul, este necesar când se adună. Meditație sau pur și simplu mers dimineața la prima oră? Exact. Okay. Această mică schimbare poate echilibra hormonal sau ajuta în direcția asta. O să aplic, să știi că o să aplic, că e ceva ușor, să mă duc în aoac sau să meditez. Și după... Hai să mai facem un exercițiu de tonifierea mușchilor, asta își dorește Denis. Are totuși 2 nepoți care cresc, trebuie să facă... Da, da, da. Ok, același lucru, am să te rog să lucrăm în oglindă, adică vino aici în fața mea, te rog. Ok. În fața, peste saltea. Pășim către înapoi să ne așezăm controlat, te rog. Așa. Luăm o ganteră de acolo. Dați-mi voie să vă servesc eu. Ok, mă rog, e doar demo. Demonstrativ. Atâta timp cât noi avem piciorul de pe partea cu brațul în față, îngreunăm oarecum exercițiu pentru că trebuie de expirat să încordăm foarte bine abdomenul. Inspir. Eu cu asta, Denis, dacă ești... Te rog, că acasă lucrez cu 5. Iată 5 kg. Hai să te arăt că poate. Dă-mi asta. Inspir. Expir. Inspiră, brațul lângă corp. Cam câte repetări ar trebui să fac în fiecare zi? Dacă ne gândim la repetări, cred că greșim. Ar trebui să ne gândim de ajuns. Ar trebui să ne gândim că organismul trebuie să lucreze în planuri și axe. Adică el așa se mișcă înainte, lateral sau rotație. Și atunci dacă eu muncesc doar într-un singur plan, stimulez, dar nu îndeajuns. Trebuie să pot să lucrez și așa, și în față, și rotat, și orice. Deci o ganteră acasă e foarte bună, exerciții în toate planurile. Denis, ne apucăm de treabă, în 11 săptămâni, vedem schimbările. Colăcei și... mușchiulețe. Da. Să nu cumva să-l bați în circumferință a bicepsului pe ginere. pe velea. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Denis Iacobescu, pusă pe treabă. V-am zis, nimic nu este gratuit, nici măcar frumusețea pe lumea asta. Florin Cujbă vă explică mai multe în cartea asta care se numește Metoda Eleven, proaspăt ieșită pe piață. Și el a testat-o tocmai pe trupul lui absolut de Adonis. Ne întoarcem imediat după pauză. Suntem la Răi da Buni.